Rămăsesem datori cu o discuție pe care trebuie să o continuăm. Da, am vorbit despre alergare, dar nu am înțeles prea bine cum ne încălzim. Acolo zic eu că rămăsesem, așa că îl salutăm pe domnul doctor Alin Popescu, medic primar medicină sportivă. Bună dimineața! Bună dimineața! Într-adevăr, discuția rămăsese un pic așa în aer miercurea trecută și mă bucur că o reluăm astăzi pentru cei care... Deși, în fine, anunțul este tardiv, dar îmi place să-l reiterez, duminică totuși e maratonul Bucureștiului. Exact. Și aici avem de la categoria copii mici care aleargă 900 de metri, la cursa populară de 2,5 și la 10, la ștafetă și reginele, 21 semi-maratonul, respectiv 42 și un pic, care este maratonul. Deci, practic, acum putem să spunem că prefațăm această competiție care e tradițională la începutul lunii octombrie în capitala României. Ediția cu numărul 15, exact. Aniversară. Să știți că noi am vorbit și în luna septembrie și am vorbit inclusiv săptămâna trecută. Nu suntem prieteni cu echipa. N-am eu timp să umesc cât trebuie dimineața cu Georgia și n-am prins întotdeauna. Mă mai prind sportul pe la voi, mai prind mentiu, dar n-am prins așa efectiv. Da, este o, trecând de faptul că e o ediție, putem să spunem, jubiliară, este, din punctul meu de vedere, un semnal foarte bun care se dă publicului larg și un îndemn la mișcare. Și față de maratoanele seci, dom'le, ori faci maraton, ori nu faci nimic, du-te acasă dacă nu poți 41 de kilometri. Ideea asta de cursă populară, de să ieșim la mișcare, unde nu există niciun fel de constrângere de timp, unde poți să, la copii de 4-5 ani, poți să fugi inclusiv de mână cu el, la cursele mici, e un lucru minunat și din acest punct de vedere, până sâmbătă, duminică, până acest weekend de alergare, nu mai avem decât 3 zile și am simțit nevoia să puntez. Revenind la subiect, la ce lăsase miercurea trecută deschis, a fost un material foarte bun înainte de a intra eu cu un kinetoterapeut și mi-a plăcut foarte mult cum explica. Sper că telespectatorii Metropola au fost atenți la respectivul material. De fapt și de drept, e o continuare a ceea ce se spunea acolo. Noi trebuie să facem, și așa și trebuie văzută, încălzirea ca o profilaxie primară. Sau, în fine, la cei care au avut accidentări, ca o profilaxie secundară. Deci, ca o prevenție, este foarte adevărată zicerea, paza bună trece primejdia rea. În momentul în care ai o accidentare care te ține 3 luni, 4 luni pe bară, nu poți să-ți faci activitatea fizică preferată, sportul preferat, deja vorbim de un impact și asupra psihicului. Aoleu, nu pot, mă simt handicapat, motor, nu mă descurc, mă doare când mă mișc. Deci e foarte, foarte important să privim din prisma aceasta încălzire. Și tot de săptămâna trecută rămăsesem pe stretching, că nu apucasem să devin clar, stretching-ul de după antrenament, pe care foarte mulți îl neglijează. Aici poate în alergare e o anumită cultură și internetul, la o căutare, găsești o mulțime de variante corecte post-alergare, dar în alte locuri mai puțin informate, de exemplu, fotbal cu băieții, seara pe sintetic, stretching-ul se face la bere. Da? Adică la bere ne așezăm direct la masă și facem un stretching de... Acolo se întind băieții. Da, dar se întind la bere. Nu se... Și atunci, aici sunt trei aspecte foarte importante. Unul la mână, hidrataia trebuie să continue, că se vorbea și de hidrataie în materialul anterior. Hidrataia trebuie să continue și post-efort, ceea ce e foarte important, ideal să nu fie făcută cu alcool, deși bea în cantități moderate nu e un element rău, să existe acele mișcări de întindere pe care eu personal, în calitate de medic sportiv, le văd ca primul pas către următorul antrenament. Este o închidere a unei coperți, dar totodată prima copertă din următorul antrenament, pasul pentru următorul antrenament și evident să facem asta timp de 7, 8, 10 minute. A te opri din efort brusc
a bea o bere rece, evident, și să nu mai faci absolut nimic, categoria este o greșeală, mai puțin frecventă la alergarea de care vorbeam acum, dar mult mai frecventă când sunt comunități, gen cu băieții, că îmi place expresia asta, ce facem cu băieții, și când avem 18, 16, 20 de băieți, este evident că lucrurile se mai diluează. Acum, nu trebuie să fim speriați și nu trebuie să fim, cum să spun, foarte cârcotași, în sensul de a pune mereu riscurile în față. Riscurile există, dar sunt niște riscuri absolut acceptabile dacă noi procedăm corect în ceea ce facem zi cu zi. Drobul ăla de s-ar putea să se întâmple, te demobilizează inutil. Adică, efectiv, este o demobilizare. Eu câteodată simt că la unii este mai degrabă căutarea unei scuze. E riscant. Mai bine nu mă bag, parcă se bagă nu știu ce mină instabilă sau pe vârf de munte când fulgere. Adică e o maximizare a unor riscuri infinit mai mici. Și din acest punct de vedere, într-adevăr, un sfătuitor bun, hai să nu-i spunem antrenor, dar un sfătuitor bun, un prieten cu experiență, un om care a trecut prin aceste lucruri, dă o anumită notă de siguranță și ne împinge mai cu liniște sufletească, mai setați pe ce avem de făcut către jogging. Un alt aspect important și ridicase-i tu la un moment dat problema Georgia, e a meselor. Deci după ce terminăm antrenamentul la 40-60 de minute, evident că ne trebuie o masă. Și aici este clar, combinația ideală este proteină animală, din punctul meu de vedere, cei care au alte opțiuni, categorii, poate să fie și vegetală, și aș vedea, nu știu, o carne de pește, un pește slab filetat cu orez. Un orez basmati, un orez bun. Sau un piept de curcan la grătar sau la cuptor cu niște paste. Da? La modul ăsta. Adică aș face o combinație care să mă repună în formă și evident după aceea pot să-mi și continui activitatea. Eu nu sunt neapărat pe principiu, domne, să alerg seara că după aia mă arunc în pat. Deci asta cu aruncat un pat nu e neapărat necesar. Faci un duș și îți poți continua activitatea. Să ne gândim că în România încă sunt foarte mulți oameni care muncesc de acasă, ceea ce e bine, dar are și limitările astea, apropo de cum îți faci programul de activități sociale și așa mai departe. Și atunci o ieșire de acest tip de 40-45 de minute, cu totul, se duce într-o oră jumate, până te încălzești, până te întorci, până faci stretching, până te faci dușul și așa, se duce într-o oră jumate, dar poate să fie o pauză care îți dă un boost, care îți dă un elan pentru a doua parte a zilei. Este greu din punctul meu de vedere și eu n-am fost niciodată pus în situația asta, dar am un respect foarte mare. Să spun cu toată seriozitatea, cred că o spun prima dată public, pentru cei care muncesc de acasă, că trebuie să fii foarte organizat. Adică, mai ales dacă nu ai un palat, să zici, domnule, am 11 camere, camera 3, 4, 5 de job, în 7, 8 fac sportul, 9 dorm, în 10 mă întâlnesc cu prietenii și 11 living-ul. Sau, deci dacă n-ai un mega villa, ai un apartament de 2 sau de 3 camere, e destul de greu în 75 de metri pătrați să-ți organizezi viața pe toate palierele. Am să vă întrerup puțin cu regret, pentru că trebuie să facem o vizită pe Valea Jiului. Azi n-am rămas cu datorii. Subiectul închis din punctul meu de vedere. Urmăim împreună maratonul de duminică, probabil. Mare, mare drag. Mergem puțin pe Valea Jiului, la uzina Paroșene, acolo unde senatorii PSD fac declarații. Iar în aceste momente și zic să-i ascultăm. Aici, la Paroșeni, este o termocentrală care e modernizată, da? Corespunde și vă rog să-mi confirmați sau să-mi infirmați dacă greșesc. Este modernizată, s-a apelat la un moment dat și la un grant european, s-au cheltuit, înțeleg, vreo 65 de milioane de euro pentru modernizarea ei, deci corespunde condițiilor de mediu. Și am constatat, cu surprindere la momentul respectiv, că funcționează doar 2 zile din 7. Și mai puțin de 2 zile. Uite, astăzi chiar credeam că o să avem surpriza să venim când termocentrala merge. Uite că nu merge. Bun, o să ne spuneți dumneavoastră de ce nu merge. Și constatăm că, mă rog, n-ați răspuns invitații, nu știu de ce.
poate ne și ziceți de ce n-ați răspuns invitații la Comisia Economică, am zis, doamne, hai să venim noi aici, pentru că suntem foarte interesați să vedem cum stau lucrurile. Noi credem că această capacitate de producție energie electrice trebuie să funcționeze 7 zile din 7. Discuția va fi cu dumneavoastră și chiar am rugat să mergem și la exploatările miniere, că înțeleg că nu merge pentru că nu se scoate suficient cărbune. Vedem de ce totul nu se scoate suficient cărbune ca un asemenea obiectiv energetic să funcționeze 7 zile din 7. Poate ne spune și asta, că totuși nu e regulă nici din punct de vedere tehnologic ca în fiecare săptămână să închizi grupul energetic, nu-i așa, după aceea să-i dai drumul, până la urmă costurile înțeleg că sunt mult mai mari cu pornitul și opritul decât dacă am funcționa continuu. Repet, nu este o acțiune politică, evident, este acțiunea Comisiei Economice, că colegii de la cealaltă partide au decis să nu vină să participe la această întâlnire. Este alegerea domnilor lor. Noi chiar am avut, în momentul în care a intrat la vot în comisia noastră, legea decarbonării, în care se angaja Ministerul Energiei, și avem pe domnul secretar de stat, poate ne spune domnia sa cum au gândit când au prezentat acea lege pilon în PNRR, prin care să se angajeze Ministerul să închidă etapizat cei drept grupuri energetice aici la Paroșeni e prevăzut ca în 2030 să se oprească funcționarea termocentralei, da? Dar ceea ce iarăși este, credem noi că e o ruptură logică. Întrerupem în 2030 funcționarea termocentralei, dar până atunci am terminat cu toate exploatările miniere. Prima exploatare minieră urmează să fie închisă în 2024. În 2024 extragem ultima tonă cărbune. Am înțeles. Și între 2024 și 2030, până când închidem grupul ăsta, ce facem? Mai extrage la celelalte două, subiectul general, mai extrage celelalte două, Libezen și Vulcan, care nu se află încă pe... N-au fost cuprinse în programul de închidere pe decizia 787 a Comisiei Europene, ele fiind închise, fiind cuprinse doar în ordonanța 108. Domnul director, deci, noastră cu 4 din 4 exploatări miniere, aprovizionat termocentral de Ida, câte tone scoate pe zi? În jur de 800 tone pe zi. De câte tone aveți nevoie ca să meargă 7 zile? De ce de tone pe zi, 7. Deci, de ce nu scoateți din 4 exploatări miniere 2000 de tone? Deci am răspuns, să vă găsiți, astăzi când sunt intrat în cooperarea unei mine din Valea Jirului. Complexul energetic Hunedoara este format din 4 mine și termocentrala Paroșeni. Cele 4 mine, Lupeni, Vulcan, Divezen, începând din anul 1990, de la Revoluție, și din păcate, nu au mai beneficiat de niciun fel de ajutor financiar din partea statului român. Până o să coborâți în subteran astăzi, vă veți convinge cu dumneavoastră că încă se lucrează cu sapă și cu lopată. Cei 2000 de angajați ai complexului energetic Hunedoara nu reușesc să scoată cantitatea de cărbune necesară pentru a funcționa 7 zile din 7. Adică cele 2200 de tone necesare pentru abordarea funcționarea într-o zi, nu pot fi scoase. Bun, asta am înțeles. Avem nevoie de investiții în Valea Jiului, investiții pe care le-am solicitat, am făcut un material în acest sens. Când l-ați făcut? În urmă cu, cred că cu 2 luni de zile, în care am vorbit despre necesitatea ca mina Livezen să aibă o investiție de aproximativ 17 milioane de euro, care să aibă o combină de înaintare, un complex mecanizat, care să ușureze munca oamenilor, și să nu se mai lucreze cu sapă și probabil. Deci, spuneți-mă așa, dumneavoastră a solicitat am revenit cu discuția, ținem legătura și vom mai afla vești de la uzina Paroșeni, însă vrem să știm și ce se întâmplă cu joggingul mai departe. Vorbeam despre stretching înainte și după și aș vrea să reamintim puțin celor de acasă că săptămâna trecută vorbisem despre suprafața de alergare și despre investiția serioasă în Adidas. O, da. Da.
Eu am avut senzația înainte de a începe breaking-ul din Paroșen că s-a finalizat. Urasem deja succes pentru weekend. Revenim însă cu astea, cu aceste două aspecte. Într-adevăr, suprafața de alergat. Și aici trebuie să înțelegem un lucru. Eu pot să alerg pe ciment. Mă duc la maratonul New York, la maratonul Berlin, unde mă duc eu și pot alerga pe ciment. Dar una e să alergi 41 de kilometri și alta e să te și antrenezi numai pe ciment. Deci, de multe ori, competițiile sunt normal dictate și e fire să fie așa de organizatori. Alergi unde spun eu, te-ai înscris, ți-am dat număr de concurs, te rog, prestează. Dar eu am o curiozitate. Dacă ne antrenăm pe tartan, după ni se pare diferit nivelul de efort și alergarea în sine când alergăm la maraton pe ciment? Da, e o diferență, dar oricum antrenamentul nu ar fi făcut doar pe tartan. Deci oricum am avea un antrenament mixt, n-ar fi doar tartan. Deci trebuie cât pot de mult să-mi protejez articulațiile în perspectiva a ceea ce vreau să fac. Până la urmă, sunt programe care te scot din fotoliu și în 6 luni faci maraton. Bine, 6 luni în care respecti niște pași. Nu, cam asta e relativ. Și într-o perioadă, probabil spre jumătate, să faci un semi, dacă tu nu prea ai habar de ce se întâmplă. Și atunci e important să avem grijă asta. E o chestie, o investiție în noi pe termen lung. Repet, competiția în sine nu o poți modifica. Dacă poți, până la urmă stă în puterea ta să controlezi modul în care te antrenezi. Bine, până la un punct să controlezi, că dacă n-ai ce trebuie în arealul în care treci, nu, nici acolo e un pic discutabil. Și, în fine, pentru două companii mari din capitală, eu mai fac consultanță apropo de primul maraton, mă întâlnesc sesiuni de Q&A și mă uitam ce înseamnă pandemia, ce înseamnă dorința oamenilor de a evada. Foarte mulți se concentrează pe maratoane sau ultramaratoane montane. Că wow, orașul... un mare respect pentru rani. Și eu. Și wow, eu. Ce deci fac oamenii vor să iasă și acolo e o altă problemă de denivelări. Nu e vorba de asfalt. Acolo e alte riscuri. Dar e o tendință. Am avut luni o întâlnire de tipul ăsta și chiar discutam luni dimineață. Erau mulți care zicea, domnule, simt nevoia asta să ies, fac un semi la București și după aia mă duc am un mare respect. Și ultima dată un coleg de-al meu, gastroenterolog, un băiat foarte deștept, face triatlon și mi-a explicat cum e noată în vidra. Altă experiență. Cu, da, într-adevăr. Neopren. Exact, dar unde nu-ți în vidra. Adică în lacul aferent bagajului, da? Și biciclit pe prima porțiune din Transfăgărășan și alergare în zonă. Adică pe de o parte sunt ultramaratoanele care sunt foarte dificile, toată partea asta montană cu specificul, dar să nu uităm triatlon. Dacă este să o luăm ca un sport complet. Ce aș vrea eu tare, tare mult să revenim cu discuția despre alergatul pe munte săptămâna viitoare ca subiect separat. Sunteți de acord? Absolut. Deci miercurea viitoare ieșim perfect. Din asfalt, mulțumim. Că tot trece maratonul București și mergem pe munte. Perfect. Mulțumim. Așa rămâne. Tare. Revenim acum pe Valea Jiului, unde sunt noi declarații. Care trebuie să fie justă. Și care înseamnă că nu închidem nicio capacitate de producție până nu punem ceva în loc. Și atunci, întrucât ultimele declarații politice din partea Comisiei Europene spun că inclusiv Planul Național de Redresare și Reziliență poate fi renegociat ținând cont de RePowerEU, care înseamnă inclusiv deschidere de funcționarea minelor și a centralelor pe cărbune, și ne uităm la Germania și vedem că aceia au redeschis aceste capacități, dar de ce? Pentru că le aveau, pentru că erau în conservare. Nu le-au închis definitiv și iremediabil cum era în prima fază a legii decarbonării, când a fost pusă pe site-ul Ministerului. Un lucru inadmisibil pentru noi, la Comisia Economică. Ne-am luptat și ați văzut că deja este schimbat textul ordonanței și a legii decarbonării. Și există și acest principiu acum, că nu trebuie să închidem nimic până nu punem ceva în loc. Ideea este foarte simplă, am venit să aflăm cât durează să punem în loc, ca să știm să facem un plan foarte coerent și să încercăm să-l determinăm pe Ministrul Energiei, să meargă la Bruxelles și să renegocieze
așa cum chiar Comisia Europeană spunea mai devreme că trebuie să ține cont de RePowerEU. Și mai am o curiozitate, domnule președinte, și nu mă supărați mine. Tot am înțeles de ce n-am venit la Comisie, domnul director. Dacă fără să ne spună. Nu ați confirmat că veniți și pe aia ne-ați scris dimineața, nu veniți. Nu, prima invitație care mi-a scris-o era programată la un medic. Discuțiile sunt aici și îmi pare rău că n-am la mine, dar îl știu pe de rost, strategia, domnul secretar, spune, strategia energetică a României. Am văzut-o pe site-ul Ministerului și de acolo... Am revenit și l-am văzut mai devreme pe Valentin, scosese telefonul și... Fix despre asta trebuie să vorbim și trebuie să vorbim, pentru că... Suntem legați de cele mai multe ore de telefon. Da, așa eu e, și dezvoltăm un soi de dependență. Eu am încercat la un moment dat un detox de o săptămână și tare bine mi-a fost. N-am pus mâna pe telefon deloc. Atât cât mă sunau oamenii, răspundeam, în rest nu sunam, nu vorbeam. Și ne-ai intrat în depresie? Nu, a fost atât de reconfortant să știi că poți să te desparți de acest device și că tu, de fapt, ai autonomie de decizie. E fantastic. Dar există și riscuri dacă nu reușim să separăm lucrurile, așa că stăm de vorbă cu un psiholog ca să aflăm toate cele, așa că Gigi Ghinea, îți spunem bună dimineața. Bună dimineața. Bună, Gigi, bună, bună, Gigi, bună alo, dimineața. Bună, bună dimineața. Bună. Oh. Da, tocmai v-am făcut o demonstrație. Asta e unul dintre riscuri, nu? Să nu fii atent la ceilalți. Nu sunt dependentă de telefon. Deci sunt generația care folosește telefonul, deși înțeleg că are foarte multe funcții, doar pentru vorbit și mesaje, SMS-uri. Însă, pentru generația tânără, statisticile spun că 70% dintre tineri între 16 și 24 de ani sunt dependenți. Cu dependenți înseamnă, dependența înseamnă deja cu simptome, cu simptome destul de serioase. Deci, așa cum știm cu toții și noi ăștia alți, eu trebuie să vorbesc și pentru ceilalți, pentru că voi fiind tineri, probabil vă adresați mai mult unui public. Dacă îmi vin eu, cu siguranță se mai uită și vârstnicii. Noi înțelegem că este o modalitate de a te conecta cu ceilalți și chiar și serviciul, când ai treabă la serviciu, e mai ușor să... Și cel mai multe joburi se desfășoară acum în online. Deci are o utilitate, social media și internetul are utilitatea lui și toată lumea ar trebui să priceapă că are o parte foarte bună. A scurtat foarte mult timpul de comunicare și așa mai departe. Dar când depășim anumit timp pe care îl petrecem sau îl folosim neadecvat, adică fără niciun rost, atunci deja e o problemă. Eu am numit această adicție, pentru printre multe celelalte, e felul în care mi-a venit să o numesc aseară, perversă. De ce? Pentru că s-a insinuat în viețile noastre pe nesimțite. Despre alcool, droguri, dependența chiar de mâncare, de cumpărături, s-a mai știut, s-a mai vorbit. Dar această dependență s-a băgat sub pielea oamenilor fără să-și dea seama. Și sigur că și de alcool și de droguri devii dependent în timp. Dar atâta vreme cât se vorbește despre asta, că e periculos, că atacă, face, așa, poate că te mai gândești, hai să am grijă. Dar telefonul și laptopul și tableta sunt nelipsite. Din păcate, nu știu ce am când vin la voi. Din păcate, sau
Deja sunt foarte mulți tineri care prezintă depresie și anxietate pentru că rețelele de socializare au devenit un mediu foarte toxic. S-a descoperit o nouă tulburare, frica de a ieși din online, frica de a fi în afară, pentru că s-ar putea ca în timpul ăla să se întâmple ceva și eu să nu aflu. Mai este și dependența de comunicare dintr-un alt motiv. Nu știm ce a fost mai întâi, ouul sau găina, ca de obicei. Dar eu spun că această apetență și lăcomie de gratificarea pe care o primești doar cu un like, pentru un like sau pentru o inimioară sau pentru un comentariu, este un semn că suntem, acum o să zic suntem, o societate, iar voi o generație foarte sensibilă și sensibilă la modul că are nevoie de gratificarea asta. Ce înseamnă? Că nu-și cunoaște ființa, nu știe câtă bogăție se poate găsi în interiorul nostru, câte lucruri am putea să facem, câte capacități putem descoperi în noi și potențiale pe care le-am putea folosi. Pentru că suntem furați de această gratificare facilă, care chiar nu înseamnă nimic. Like-uri. Deci asta, este, asta mi se pare puțin trist. Și nu trist, grav, evident. Este. Dar noi, e trist. La fiecare apăsare de ecran primim acolo ceva nou. Da. Tot timpul avem ceva nou, un videoclip amuzant, o postare de a unor prieteni. Și am citit undeva că, într-un fel sau altul, în felul acesta primim niște doze false, spuneau, da, într-un fel destul, de dopamină. De dopamină, da. Când primim o inimioară, acele doze sunt și mai mari pe care, da, le primim. Și când ieșim din zona telefonului, din zona social media, da, ne lipsește acea dopamină cu care ne-am obișnuit cât timp, da, eram acolo. Da, dar asta, iarăși spun, sigur că dopamina mai ai nevoie ca să te simți fericit. Că de asta și se droghează oamenii, de asta și beau, pentru că au o viață nenorocită și în perioada aia când sunt amețiți, ei una că evadează din viața lor pe care nu o înțeleg și li se pare că e foarte urâtă și rea, dar îți creează o stare în care te simți bine. Și exact la fel se întâmplă cu like-urile și cu inimioarele. Îți dă o stare de bine, dar e pe moment. Iar după ce trece starea aia, intri în panică, exact ca un sevraj. Deci, tu spuneai că o lună de zile ai reușit. O săptămână, atâta mi-a săptămână. Propus. Aș mai fi putut. Și prima zi a fost un pic dificilă pentru că erau câteva tabieturi pe care le aveam. Mă trezeam și verificam telefonul instant. Da. Mă duceam să mă spăl pe dinți, verificam telefonul și de acolo mi s-au prins răculețele și am zis, nu e ok. Absolut, da, deloc nu e ok. Și atunci, în săptămâna în care m-am deconectat, m-am reconectat cu mine și cu mi-am tine. Dat seama, da, cât de frumoasă e viața, da, cât de mult de au îmbătrânit poate părinții mei. Poți să descoper câte mai sunt în afara, exact, acestei conexii permanente, unde este, într-adevăr, o lume. Și mai e ceva. Ne putem arăta celorlalți într-un mod pe care îl construim noi, în imaginația noastră despre noi. Nu suntem noi ăia. Așa e. Putem să mințim foarte bine. Și asta nu înseamnă că îi minți pe ei, te minți pe tine. Deci este o dependență, după părerea mea, una dintre cele mai urâte și grave. Pentru că, uite, dă atâtea satisfacții și atâta dopamină, dar, în realitate, ne îndepărtează extraordinar de mult de noi, uneori iremediabil. Eu vreau să folosesc cuvinte mai blânde așa, dar cred că e mult mai grav decât încerc eu să povestesc face aici, pentru că apar tulburări de somn, deprivarea asta de somn, deci stai acolo conectat, deprivare de somn, tulburări de alimentație, deci sunt și la nivel fizico-chimic probleme, nu doar psihologice, la modul că nu știm despre noi nimic,
pentru că ne refugiem acolo, unde e simplu. Dar cum scăpăm de această dependență? Că, într-un fel sau altul, nu putem face grupuri ca la alcoolici anonimi, telefoniștii anonimi. Eu sunt Georgia și n-am intrat pe Instagram de o săptămână. Bună, da, Georgia! Să știi, așa știi că se poate face și așa, pentru că la alcoolici anonimi este... Citeam și eu pe vremuri, când mă țineam la curent cu neutățile de pe vremea noastră, că era singura asociație sau, știu, metodă care dădea rezultate, Asociația Alcoolicilor Anonim. Pentru că acolo de ce? Acolo te duci. Și aici, uite, e bine că ai adus vorba. Te duci doar în momentul în care îți dai seama că singur nu poți. Și se mai cere și ajutorul lui Dumnezeu. Intervine această formă de ajutor în care tu recunoști, Doamne, am făcut tot ce am putut, dar prima dată trebuie să încerci singur, cum spuneam. Eu aș zice că primul lucru, în loc să deschizi telefonul dimineața, luați-ne o carte. Mai puneți mâna pe o carte. Nu vorbesc serios. Eu iau, sunt de acord. Eu citesc dimineața. Asta mă ține totuși mai sănătoasă la cap. Știi ce am mai făcut eu, Gigi, și mi-a... Și vă recomand să iartă-mă puțin, Georgia. În WC-ul, unde toată lumea... nu spun o noutate, toată lumea pe budă. Sau când duci telefonul, citești etichetele de la detergenți. Lăsați-vă o carte undeva la budă și deschideți o carte. Asta poți să o faci cu voință, pentru că vrei cu adevărat să stai puțin deoparte ca să te întâlnești cu tine. Și asta e una dintre metode. Pe urmă, sigur că poate la serviciu și nu știu pe unde ai nevoie, de internet, da? Dar atât. Cu prietenii, dă-le un telefon, hai să ne vedem, hai să ne plimbăm. Adică trebuie să fiți, într-adevăr, o gașcă care să vă propuneți, iată, grupul, se face grupul de alcoolici anonimi, cum să-l numim, o să-i găsim, așa, să vă găsiți o gașcă, hai mă, că doar împreună putem. Vezi? Și motivațional aia. Nu, doar împreună reușim. Și vorbesc foarte serios. Și în loc să stăm cu astea așa, știi imaginea aia, când s-au dus șase prieteni, patru, la masă și fiecare era lumea lui. Telefon. Eu am văzut că la noi restaurante a apărut un concept interesant. În mijlocul mesei e ca o cușcă micuță. Toți își pun telefoanele acolo, în momentul în care se așează la masă. Da, iar în momentul în care unul dintre ei pune mâna pe telefon, el plătește nota. Era să zic, știi, pentru că eu mai am și chestii de astea, că e ca un dresaj, adică dacă nu pun aia acolo, sunt pedepsit. Nu, eu cred că voința îți dă și o stare de încredere că pot și singur, adică nu trebuie să fiu stimulată, știi, ca cățelul, dacă stai așa, primești zahăr. Nu. Deci noi suntem oameni și noi putem să facem lucrurile astea, sigur că așa ca joc și de amuzament, că ai vrea să plătească unul din ăia la masă, se acceptă. Dar până la urmă e o pedeapsă să plătești, știi? Este o pedeapsă și eu nu cred în eficiența Dresajul se face prin teamă sau răsplată. Da. Deci măcar acolo de teamă să nu plătești masa. Eu nu cred în asta, adică lucrurile nu trebuie făcute de frică, de frica pedepsei. Și din păcate se cam procedează așa. Și mi-am adus aminte în pandemie că dacă nu purtai mască, luai dita ai amenda. Deci nu. Întâi încerc să-i explici omului de ce trebuie să facă asta. Și trebuie să-i dai credit că poate și cu propria lui minte și voință să pună masca. Pe mine m-a ajutat mult să mă observ în timpul în care n-am folosit telefonul și după ce am reînceput să-l folosesc, să mă observ în momentele în care aveam tendința să pun mâna pe el. Și am constatat că dacă eram la o întâlnire cu prietenii, nu-l foloseam, dar dacă eram doar eu și o prietenă și ea mergea la baie, imediat puneam mâna pe telefon, pentru că mă simțeam stingheră în public. Și în momentul ăla am zis, ok, hai să încerc și altceva. Și am început să mă uit la oameni la mese. Am lăsat telefonul deoparte și am început să fiu în propriu corp și în propria realitate. Și ce bine a fost. Dar este atât de fascinantă lumea.
Erai la restaurant, te uiți așa la fiecare masă și îți imaginezi viața fiecăruia dintre ei. Nu, asta e un joc extraordinar al imaginației și care te ajută foarte mult pentru că îți exersezi mintea și imaginația cu jocul ăsta. Și poți să faci asta în metrou, când toată lumea... Îmi place mult în metrou, deci în metrou toată și m-am bucurat. Să te uiți la fețele lor și să-ți imaginezi ce-o fi în viața lor și în sufletul lor. Și pentru fiecare în parte, exercițiul ăsta o să vă dea de gândit, pentru că o să vă dați seama câte povești puteți să inventați. Știi? Eu așa făceam și fac și acum, dar atâta că mă plimb mai rar, stau mai mult în casă și mi-ocup timpul, într-adevăr, fiind cu un timp destul de mult liber, citesc primele 4 ore sau când mă duc ochii, da? După care mai fac prin casă, mai mă duc la o cumpărătură, oriceva, ca să fiu și afară, mă mai și plimb, acum că-i soare și ok. Fac plimbările, pentru mine sunt sportul, singurul sport pe care pot să-l mai fac. Iar după amiaza, sigur că deschid Facebook-ul, că îmi vine așa să mai zic și eu chestii, da, legate de politică, pentru că asta ne ocupă tot timpul. Și viața, dar după aceea caut filme. Sunt foarte multe supape pe care le-ai descris. Pentru că suntem cu adevărat mai izolați. Numai că voi tinerii vă izolați. Deci izolarea este un simptom al singurătății și singurătatea este o... Hai să dezvoltăm. Așa zisă boală care îi afectează foarte mult. Iar la filme cel puțin eu nu mă mai simt singur, pentru mine funcționează atunci. Eu zic să dezvoltăm tema singurătății, da, în societate pentru tineri cu precădere într-o ediție viitoare la care te invităm, da, uite, să iei parte. Trece timpul, așa ce bine e. Fără telefon. Așa e, mulțumim tare mult, mulțumim. Gigi. Și ne bucurăm că te-am revăzut. Hai să aflăm câteva vești despre Ed Sheeran, un artist mare și renumit, și el scrie singur piesele, dar iată că a dat un pic de belea. Pentru plagiat, că, vezi, da, doamne. Ar zice că a plagiat. I s-au cerut 100 de milioane. Hai să vedem dacă o să ieși ideea. Eu mă simt foarte, foarte energică și am încredere că Ed Sheeran nu o să dea acea grămadă de bani, pentru că nu mi se pare că seamănă melodiile. Nu știu, din punct de vedere armonic, dacă le iei așa la păricat, posibil. Nici mie mi se pare. Știu că ar trebui să fie o înșiruire de 6 note identice. Acum... să lăsăm, eu nu știam, asta lăsăm oricum, specialiștii să calculeze. Urechea mea îmi spune că nu seamănă deloc. Exact. Deci. Și eu zic să ne bucurăm și mai și mai mult, pentru că au crescut puțin temperaturile din termometre, așa că, Romina, te așteptăm cu vești noi. Bună dimineața din nou, Romina! Bună dimineața din nou! Aveți dreptate, dragilor! Gradele în termometre au mai crescut, iar vremea se menține în general frumoasă. Cerul va fi variabil, vor fi unele înnorări prin estul Transilvaniei, în ținuturile vestice, în nord, dar și la deal și la munte va ploua slab, iar la altitudini de peste 1700 de metri o să ningă sau o să fie lapoviță. Vântul va fi destul de activ, iar în sud vom avea o vreme schimbătoare. Vor mai fi perioade însorite și nu vor fi șanse de averse. Temperaturile sunt normale pentru această perioadă. Valorile termice ale zilei vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade. Ei bine, în București vremea va fi mai bună, atmosfera se mai încălzește după amiază, cerul se menține variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima va urca până la 20 de grade Celsius. Mâine și poimâine atmosfera se menține călduroasă, vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile cresc cu 2 grade, astfel se vor înregistra 22 de grade Celsius. La munte va fi o vreme rece, soarele nu își va face simțită prezența, în majoritatea masivelor vor fi ploi locale, vântul va avea unele intensificări, pe creste va sufla cu viteze de peste 70 de km pe oră. Pe litoral vremea va fi puțin mai bună față de ziua precedentă, temperaturile sunt puțin mai scăzute, iar șansele de ploaie vor fi mai reduse. Maxima va fi de 18-19 grade Celsius. Acestea sunt informațiile despre vreme. Să aveți o zi minunată în continuare. E, așa mai vorbim, Romina. Îți mulțumim foarte mult și uite că
poate renunți și la gecuța aia de care faceți voi mișto acum că s-a mai încălzit puțin afară, dar vreau să vorbim despre alt subiect fierbinte, pentru că tot am dezbătut dimineața la revista presei tematica educației. Ei bine, astăzi este Ziua Mondială a Educației și alături de cine putem noi să vorbim despre acest subiect frumos decât alături de domnul Radu Sechei, care a fost prezent de foarte multe ori aici la noi la matinal, fost secretar în Ministerul Educației, secretar de stat, și pe această cale vă spunem bună dimineața. Bună dimineața. Bine ați revenit. Cu ce gânduri ar trebui să întâmpinăm această zi? Această zi, deși în românește este tradusă ca Ziua Educației, în engleză ea se numește World Teachers Day. Este o zi în care noi îi celebrăm pe profesori și provine de fapt din, sau este rezultatul unui act al UNESCO și al International Labour Organization din 1966, prin care se stabilea un statut sau se recomanda un statut special pentru profesori la nivelul statelor membre. Un statut prin care să li se recunoască importanța, să li se asigure respectul cuvenit, să fie plătiți în mod corespunzător pentru munca importantă pe care o fac. Și abia în 1994 această zi a fost declarată de fapt Ziua Internațională a Profesorilor a Educației. Dar cu gândurile astea ar trebui să pornim. Educația nu se poate face fără profesori. Profesorii sunt pilonul oricărui sistem de învățământ și până la urmă al oricărei societăți. Pentru că fără ei este foarte greu să ne imaginăm cum s-ar desfășura școala. Vorbim foarte mult în zilele noastre de inteligența artificială, de faptul că copiii pot învăța singuri de pe calculatoare, de pe telefoane mobile, însă fără un ghidaj, fără o facilitare a învățării, fără a învăța cum să discearnă între informațiile pe care le primesc, este foarte greu și acest lucru îl poate face doar un om, o persoană care este alături de copil, îi vede talentele, îi vede interesele și le sprijină pentru a-l ajuta să devină autonom, să se dezvolte și să poată fi partea societății. Aș vrea să povestim puțin despre această meserie în ideea de a-i stimula pe tineri să devină profesori, pentru că vorbim despre statistici îngrijorătoare în România, despre îmbătrânirea populației, chiar dacă nu în aceeași proporție cum se întâmplă în Italia, cu toate acestea și la noi va fi prezent acest fenomen. În acest context și corpul profesoral va fi unul îmbătrânit, așa că avem nevoie de resursă umană proaspătă și am în familie un tânăr care își dorește să devină profesor universitar la filozofie. Așa că direct profesor universitar. Își dorește de planul pe termen lung, dar am urmează înțeles. Toți pașii și e foarte, foarte încântat. Face modulul psihopedagogic în momentul ăsta. Și m-a surprins... Frățiorul. Da, fratele meu. M-a surprins dorința aceasta, pentru că, într-adevăr, bunicul nostru a fost învățător, bunica educatoare. Poate de acolo să fi moștenit ceva, dar relațiile cu bunicii genetic, din partea tatei... E un microb în familie, da. Poate de acolo, foarte da. Foarte bine. Ok, n-am nimic împotrivă să viseze să devină profesor universitar, însă noi ne dorim să fie mulți care doresc să devină și profesori în învățământul preuniversitar, învățători, să meargă în mediul rural, să sprijine dezvoltarea mediului rural și să-i ajute pe copiii de acolo, care sunt într-o situație mult mai dificilă în general decât cei din marile orașe cu privire la resursa umană, la numărul de profesori care își doresc să meargă să lucreze în mediul rural. Acum, după mine, este o meserie frumoasă. Eu sunt profesor la baza asta, mi-am dorit să fiu. Ulterior, viața m-a dus pe alte cărări, însă de multe ori îmi este dor de lucrul cu copiii și cu tinerii. Și o mai fac din când în când. Însă, cred că trebuie pornit pe acest drum al carierei didactice de la vocație, de la chemare. Dacă asta își dorește, cu atât mai mult trebuie sprijinit. Și noi trebuie să îndepărtăm, să ne gândim ca societate cum îndepărtăm pierderile, cum eliminăm, nu pierderile, scuzați-mă, barierele pe care ei le percep pentru a intra în educație. Și o barieră este evident cea financiară, sunt salarii mult mai mici decât în alte domenii și atunci mulți tineri se îndreaptă spre mediul privat sau spre alte instituții ale statului unde salariile sunt mai mari. Deci, ca să spunem sincer pe față, asta este o situație pe care trebuie să o rezolvăm în perioada imediat următoare pentru a atrage forță de muncă nouă și tânără. Această piramidă demografică pe care o regăsim în toată Europa va trebui rezolvată cumva. Au existat și propuneri de prelungire a carierei, astfel încât pensionarea se întâmple mai târziu, însă noi știm, datele pe care le avem acum la dispoziție ne arată că în următorii ani se vor pensiona foarte mulți profesori care au intrat în învățământ în anii 80. Și asta înseamnă că vom avea o deficiență foarte mare, mai ales pe domeniul științelor. Și filozofia este importantă și îmi doresc ca fratele dumneavoastră să aibă o carieră în domeniul ăsta, dar
în special în domeniul matematicii, fizicii, chimiei, avem mari probleme în a recruta forță de muncă în învățământ, pentru simplul motiv că este o cerere foarte mare pe piața privată. Companiile de cercetare din mediul privat au nevoie de forță de muncă calificată și atunci spre învățământ se îndreaptă mai puțin. Însă va trebui să gândim pârghii prin care să-i atragem. Cred că dacă ne întoarcem la statutul personalului didactic profesorului propus de UNESCO acum 60 de ani aproape, unul din elementele cheie era respectul față de profesia didactică. Un respect pe care nu l-am prea văzut în ultimii ani, nici măcar din partea Breslei însăși. Adică nici măcar profesorii, nu mai mulți dintre ei, nu mai consideră că este o meserie respectabilă. Nu-și mai autoimpun acel respect față de profesia lor și atunci societatea reacționează în general la aceste lucruri și am văzut foarte multe acuze la adresa profesorilor. După mine sunt o breaslă foarte curajoasă care în ultimii 2-3 ani mai ales au demonstrat că se pot adapta, sunt flexibili, sunt rezilienți, toate cuvintele astea la modă pe care le folosim acum le-au demonstrat. Au continuat să predea niște condiții cu care nu erau obișnuiți, au adoptat niște metode noi. E adevărat, unii au renunțat la ele imediat ce a fost posibil, dar în momentul în care a fost nevoie, au încercat să le îmbrățișeze și cred că pentru asta merită mai mult respect decât ceea ce se întâmplă în momentul de față. Este pe de o parte și vina părinților pentru lipsa de respect pe care societatea cumva o impune în direcția lor, pentru că dincolo de anii de școală sunt cei 7 ani de acasă. Ori dacă mama și tata vorbesc de rău la cină profesorii, tendința copiilor este să le semene părinților. Este adevărat că sunt părinți și probabil nu reprezintă mai mult de 10% din populația de părinți, din numărul părinților, însă sunt foarte vocali și mesajele lor ajung la foarte mulți oameni. Și atunci poate că are un efect asupra respectului față de meseria de profesor, dar nu aș vrea să singularizez, cum să spun, că o categorie socială este vinovată de această situație. Cred că la fel de vinovați suntem toți, de la guvernanți până la părinți, de la sindicate până la profesorul de rând, până la copii însăși. Pentru că nici n-aș spune că elevii sunt în mare parte foarte respectuoși cu... sau, nu mă refer la acel respect de modă veche în care îți pleci capul și faci plecăciune în fața profesorului, ci la respectul față de instituția profesorului. Este o instituție fără de care noi nu putem să ne dezvoltăm, nu putem funcționa. Atâta vreme cât noi nu reușim să transmitem mesajul acesta, ok, poate nu-ți place de omul de la catedră, dar instituția profesorului în sine este una care, fără de care noi nu putem să ne dezvoltăm, uman și ca societate. Dar părinții, ar putea să sprijine mai mult. Și 7 ani de acasă, să știți că mi se pare așa o metaforă, pentru că, de fapt, nu mai sunt foarte puțini, nu numai asta, foarte puțini părinți reușesc să petreacă timp cu copiilor în acești 6-7 ani acasă. Și atunci nu cred că e unilaterală vina aici, este vina părinților. Dacă ar fi să avem așa o privire de ansamblu asupra învățământului românesc și să avem o baghetă magică, unde am umblat cu ea și în ce am regla acum, pe loc cu ea? O, Doamne, o baghetă magică... Dincolo de resursa umană despre care am amintit. Da, resursa umană e importantă. Cred că aș face... aș vrea să ca învățarea să devină o poveste. Dacă am reușit să-i includem pe copii în poveste, de la clasa 0, de când intre, de la clasa pregătitoare și până la sfârșit să-și construiască povestea pe măsură ce ei învață și se dezvoltă, cred că asta aș face cu o baghetă magică. Aș face o poveste din sistemul de învățare, de învățământ, astfel încât fiecare să-și poată face narativul și să fie sprijinit în a-și scrie narativul acesta, iar când termină școala să aibă un viitor de care ei să fie foarte conștienți și nu să se mai întrebe de acum oare ce o să fac? Ce o să fac cu viața mea? Ci să fie o poveste care să continue. Cred că asta mi-aș dori, apropo de baghetă magică. Ce face Georgia cu baghetă magică? Uite, o să presupun că am acum bagheta magică și am să-l rog pe domnul Radu Sechei, având în vedere că sunteți parte din Breaslă, să le transmiteți un mesaj profesorilor. Suntem în pragul unei reforme anunțate de curând. Venim după o perioadă de pandemie, venim după ani de tranziție de la comunism la democrație.
suntem, iată, în pragul de a spune la revedere unor profesori cu care ne-am obișnuit de ani de zile și care părăsesc sistemul de învățământ, pentru aceștia care au slujit catedra atât de mult timp și pentru cei tineri, care ar fi mesajul dumneavoastră ca membru al familiei de profesori? În primul rând, haideți să nu ne mai uităm la reforma aceasta ca la o reformă care se întâmplă odată. Noi trebuie să ne obișnuim cu ideea că sistemul de învățământ este într-o transformare continuă, la fel ca și societatea în care trăim. Și este o transformare care trebuie să înceapă. Învățământul românesc stagnează de ceva ani în niște modele care trebuie să se transforme pentru a se adapta nevoilor generațiilor de astăzi și modului lor de viață. Sunt mult mai dinamici, sunt mult mai interesați de răspunsuri exacte, directe, acum, fără să aștepte lecția următoare, săptămâna viitoare, capitolul următor. Și trebuie să regândim acest model și va fi o transformare continuă, sunt convins. Nu începe reforma acum și se termină peste 2 ani, așa cum foarte des este prezentată situația. Profesorul care ies din sistem, eu personal le mulțumesc pentru ce au făcut. Eu sunt un produs al sistemului românesc de învățământ, consider că un produs bun, chiar dacă am locuit și lucrat și în străinătate foarte mulți ani, dar am fost produs aici. Povestea mea a fost scrisă aici, pe urmă am dus-o eu mai departe. Celor care vin din alte bresle sau din alte sisteme sau intră acum pe piața muncii și intră în învățământ, le doresc să aibă încredere, este greu să le cer. Le doresc să aibă încredere în ei, în primul rând, și în faptul că prin ceea ce fac ei, nu slujesc statul, ci slujesc copilul, slujesc societatea pe care acei copii o vor construi. Deci noi nu lucrăm ca profesori pentru acum, noi lucrăm pentru viitor. Și asta ar trebui să ne proiectăm noi în momentul în care proiectăm o lecție. Vă mulțumim pentru aceste cuvinte și pentru faptul că astăzi ne-ați ajutat să marcăm această zi importantă și ne-ați adus în față semnificația ei reală. La mulți ani, profesorilor! Nouă tuturor! La mulți ani! Așa să fie, mulțumim. La mulți ani! Și așa cum se obișnuiește și la școală, luăm și noi o scurtă pauză și revenim în câteva momente.